Poate mă dă în judecată, Cristina Ich. Hei, salut YouTube! Bine ați venit la un nou episod din Ești mai prost ca Silviu Faiăr. Astăzi sunt alături de Maria Zvâncă, îmbrăcată în Cristina Ich. Ce faci, Maria? Uite bine, Cristina Ich pe aici. Bușu, ce ne pregăti pentru astăzi? Dragă Silviu și Maria, astăzi avem un quiz cu bârfe și mondenități, pentru că românului nu-i așa, îi place foarte mult să bârfească. Ha. Să începem cu prima întrebare, care am luat-o așa, într-un ritm mai simpluț. Cine a câștigat ultimul sezon din America Express? Ce faci? Ai uitat să scrii? Gata, am scris. Nu, ăla cu Bonte a fost mai de mult. Acela era penultimul și ăla era Asia Express. Exact. Ah, aha, corect. Dar de ce l-ajuți? Că eu am fost atentă. Oase și rebel. Maria are perfectă dreptate. Bordea și Cortea. Ah, corect. I-am crezut că Ceușan și Grebenișan. Un punct pentru Maria și ca follow-up, Maria, poți să-mi spui cine au fost top 3? Păi în final a fost Bordea și Cortea și Andrelele, Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Și pe locul 3 a fost, stai că mi-amintesc acum, cine a fost, mă, pe locul 3? Cineva, un cuplu. Nu mă întreba pe mine. Ah, ok. Pufi. Pufi. Nu, Pufi a ieșit din prima emisiune. Cine a fost, mă, pe locul 3? Stați că acum... Mai ai 10 secunde! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amuleta ți-a fost luată! Răspunsul era Doina și Cătălin Scărlătescu. Așa. V-am zis că era un cuplu, Cuplu anului! Din păcate, cuplu mileniului. Rămâi cu un singur punct. Scorul deocamdată este 0-1. A doua întrebare sună în felul următor. Sub comunism, mulți artiști din România importau melodii din afară și le adaptau publicului românesc. Acest fenomen se întâmplă și astăzi, după cum ne învață seria Piese furate de la Rovion. Dă-ne-și tu un share sau ceva. Care din următorii artiști nu a apărut în seria menționată mai devreme? Ionuș Cercel cu melodia Made in Romania, B. Azur cu Fata de pe plajă, C. Spike cu piesa Zeu sau D. Vank cu Regele șoselelor. Da, nu. E o piesă recentă asta de la Vank? Nu. Asta cu Regele șoselelor? Da. Este din anii 2000 de pe Atomic. I-am pus D. Eu am pus B. Silviu are dreptate. Easy. Și egalează 1-1. Sunt aretus cu pluta, dar mai pot să ajung la mal. La începutul anului 2010, Cătălin Botezatu, alături de Bianca Drăgușanu, au fost surprinși în ipostaze intime. Știu! Asta știu! Într-o zonă limitrofă a Bucureștiului. Unde anume au fost prinși acești porumbei? Ah, fuck, asta nu știu. Dar te-a întrebat unde? Nu dacă e lângă București și a zis ce făcea acolo. O felație! Păi ce vrei, cum vrei să felație? Cum vrei să scriu? Dar pădurile lângă București, nu? Dar n-ai întrebat doar unde? Ba da, am întrebat doar unde. Păi da, dar tu ai mereu și... Ia vrut doar să zic că i-a făcut o felație. V-am dat un prompt vizual și este vorba despre un canal de YouTube. După numele videourilor și thumbnail-uri, puteți să vă dați seama despre cine este vorba? Există acest canal de YouTube? Există acest canal de YouTube și am lăsat și numărul subscriberilor. Da, asta văd, că e un canal mare. Este un canal foarte mare. Something off about this. There's nothing off about this. Da, nu pare că ai inventat Bușu. 100% real. Și am și screenshot-ul original pe care vi-l arăt după. Mi se par thumbnail-urile off. O cunoaștem? Clar, la 900K. Sunt sigur că o cunoașteți, 100%. Eu am o... Dacă vreți, vă dau un hint. A apărut și într-o emisiune. Într-o emisiune TV? Da. Acum 11 luni, un an. Dar e cineva totuși care nu mai face atâtea views. I-am zis că e rengle. Nu este nici Cristina Almășan, nici rengle, este vorba despre rux și opulență. Și dacă vreți, vă dau și screenshot-ul original. Wow. Ok, da, it makes sense. Of course, da. Da. Câștigătoarea Bravo Stil, by the way. Gai, i-a șoptit Ghioca din camera cealaltă! I-a șoptit, i-a trimis pe WhatsApp! I-a trimis pe WhatsApp! Acum am văzut! Anulați show-ul! Acum am văzut! După, păi dacă știam, nu răspundeam! Și următoarea întrebare vine cu încă un suport vizual pe care îl puteți vedea acum. Este vorba despre 4 thumbnail-uri de la Vlad Munteanu. 3 dintre ele sunt fake, iar unul este real. Puteți să ghiciți care? Fă pipi! Părerea mea sinceră despre Karl Marx. Bun. Deci doar unul este real? Da, unul singur este real. Fă pipi! Dacă nu câștig nici acum, mă duc acasă. Știi ce? Eu sunt 100% sigur care este. Deci doar unul e real? Sunt complet convins care este. Este ăla, nu? Ăla e nu! Este thumbnail-ul! Fă pipi! Din videoul provocări la piscină. Fă pipi! Eu m-am gândit că e primul real, că mi s-a părut foarte muncit. Thumbnail-ul și m-am gândit, asta Bușu să... Puteți spune thumbnail-ul la Maria pe costum? Fă pipi! Oh, și mă așteaptă undeva. O vedetă autohtonă și-a lansat un nou single la un eveniment puțin ieșit din comun. Deschiderea unei noi șaormerii în Bacău. What? Despre ce piesă și ce vedetă este vorba? Nu mai copia! Răspunsul meu este Andreea Balaban cu piesa Haba Haba. Maria are dreptate. Știi cum se numește și piesa pentru un punct în plus? Nu. Este foarte evident. Mănâncă dacă te ajută cu ceva. Ce usturoi cheluțul. Șaormeria Băneasa ceva? Nu. Este piesa Șaorma. Și atât. Hei, prinde-te în balans. Am uitat complet de turul prin țara lui Dorian Popa, da, care deschide șaormerii. Da, este turul foamei. Cum se numește restaurantul lui Șef Scărlătescu, deschis relativ recent în București? Absolut toate outfiturile pe care le-au purtat la America Express erau cu logo-ul restaurantului, da, care este și numele restaurantului. E ceva foarte basic, nu? Nu vreau să vă dau niciun hint. Dacă îl cunoașteți și îl urmăriți, sigur ar trebui să știți. Arătați răspunsurile. Răspunsul meu este restaurantul Gagica mea nu se machează. Și e foarte specială din... Eu cred că ăsta este numele restaurantului. Hai, lasă-mă. Pe bune! Pe bune! Tu ce ai răspuns? X-Chef by Scărlătescu este răspunsul corect! Mulțumesc! Wow, ce nume de căcat! X-Chef! Căutați pe YouTube un clip cu Cătălin Scărlătescu gătind un burger undeva la Berăria H. Este șef Cătălin Scărlătescu făcând un burger și gen, vă garantez că dacă luați gen pe tatăl vostru și zice să vă fac un burger cu parizer, iese mai bine. La un moment dat taie o roșie ca să o punem burger și literalmente taie jumate de roșie, o punem burger, e ceva sperm. Ne vedem mâine seară la Mozzafiato pentru un party pe 500. Următorul sunet este un sunet de pe TikTok și vreau să ghiciți cine a făcut acest lip-sync. Se întâmplă cu soarele noapte. Nu știu, că eu seara de obicei eu dorm, nu am niște afară. Se întâmplă cu soarele noapte. Nu știu, că eu seara de obicei eu dorm, nu am niște afară. Se întâmplă cu soarele noapte. Nu știu, că eu seara de obicei eu dorm, nu am niște afară. Hintul este, e filmat undeva în centrul Bucureștiului. Și am și variante să vă dau. A. Andra Măruță cu unul din copiii dânsei, un duet între domnul Ilie Hodiniuc și o tiktokeriță random, TJ Miles în full bling, Sau Mugur Mihăiescu costumat în Garcea cu fiică sa. Ce e acolo? Că eu nu văd până acolo, un căcățel sau ce e? Da. Este TJ Miles în full bling, care l-a făcut nici măcar duet, este el singur. Întâmplă cu soarele nou. Nu știu că e o seară de obicei. What is this? De ce a făcut asta? Nu știu. Nici măcar nu face o glumă. Nu știu că e. Nu știu. Eu credeam că o să fie gen o memă, gen de ce nu ieși afară. Mie mi se părea o glumă pe care ar face o Leana de la Vacanța Mare. Băi nu, e acolo, e acolo. Ar fi ceva. Dar a zis că era în centrul Bucureștiului cu ăla. Gândesc prea mult, asta este problema. Ar trebui să mă mai gândesc atac, tu așa le-ai nimerit. Da. Ich! Sunt mor de foame, n-am mâncat nimic de alaltăieri. Astea sunt ale mamei tale? Sunt ale mamei mele, exact. Poftim, mama mea, și mână un buchet de flori. Ești frumoasă. Te-ai lăsat de fumat? Sau de tata, te-ai lăsat de fumat? Mama, 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 de ce nu ești atentă, mama? Nu s-a întâmplat nimic. N-am înțeles nimic. Da, dar cred că știu cine e. Oh my God, știu ce e asta. Doamne, cât de bine ai făcut-o. Am o bănuială de emisiune. Îți dau un indiciu, fii atent. Este indiciu perfect. Prezentatorul care îi dă florile mamei a fost la Morning Glory cu Răzvan Exarhu și l-a întrebat: ce faci? A, bine, uite, am făcut o pâine. Și Exarhul întreabă iar: ha, ai făcut pâine neagră? Și începe să râdă ca prostul. Măi, cred că e vorba despre emisiunea Poveștiri de Noapte, nu? Da. Cu Șolcanu și Cabral. Da. Da. Și e clar că e ceva cu Cabral, dacă ai zis de gluma lui Exarhu. Dar ce s-a întâmplat acolo? E mama lui Cabral care se împiedică, nu? Și-a adus aminte. După am făcut... Scrieți pe tăbliță. Da, pare... Da, asta e, asta e, nu? Mama lui Cabral care de pe jos la... În direct la Acasă TV. În 2022, Mircea Badea, gazda emisiunii În Gura Presei, a făcut niște declarații la adresa unei cântărețe din România. Declarațiile următoare sunt legate de poza postată de artistă pe propriul Instagram și v-am dat poza. Și declarațiile sună în felul următor. Deci dânsa se află undeva în Balcani și s-a pozat așa. Am stat un pic, m-am uitat așa, nu e pe OnlyFans, e pe Instagram, adică dânsa a postat. Când am văzut-o eu, deja avea 4641 de aprecieri. Dumnezeule, e tare asta cu aprecieri, îmi place. Nu e cu like-uri, e cu aprecieri. Are un fel de pijama sau ceva, un top cu vedere la buric, dar întrebarea mea este: poartă sau nu poartă? Și votul meu ar fi efectiv că nu poartă. Eu am scris, dar mă mai tot dată la poză să... Este vorba despre femeia care a inventat muzica. Poți să ne spui și cine crezi că este femeia care... Da, cred că este Corina. Nu este nici Corina Stan, nici Alexandra Stan. Este vorba despre Loredana Groza. Efectiv. Dacă vreți vă dau poza. Băi, ești nebun? Dacă vreți vă dau poza originală. Și te las. O ai la calitate mai mare? Un light motiv al podcasturilor făcute de artiști stand-up din România este cancel culture și sau political correctness. Numiți un stand-upper pe care ați vrea să-l cancelați și argumentați de ce. Oh. Câștigă cine are răspunsul cel mai elocvent, I guess. Oh. Cine? Răspunsul meu este Raul Gheba, pentru că el e un băiat foarte amuzant și simpatic și cred că îl strică acea meserie, având în vedere de cine este înconjurat. Și mi-aș dori să fie cancelat, ca peste un an, doi să poată să facă din nou producții pe YouTube. Eu cred că Raul Gheba are un mesaj pentru tine. S-a prins că știa ce o să răspunzi. Ce? Faiăr, lasă-mă să mă cac, te rog, să nu mă mai pomeni. Faiăr... Și eu am zis Alex Lăvoc pentru că am participat la multe sesiuni de glume pe balcon la noi la birou și ar fi cazul să se lase. Da, și eu sunt de acord cu asta, Lăvoc, chiar dacă... ar putea să se mai și abțină. Să se ducă să-și facă fermă la țară, că și așa... Da. Să-și planteze nuci la el în curte. Ce să-și planteze? Nuci! Să mă apuc. Eu v-aș vota pe amândoi ca fiind câștigători detașați ai acestei runde și ne apropiem de final cu penultima întrebare, care este despre Bia Khalifa, publicația tip tabloid VIVA, cu semnul exclamării la final. Deci cred că e VIVA! Sau ce? A postat un articol cu titlul "Cum a reușit Bia Khalifa să se sărute cu starul american Tekashi 6ix9ine la Beach Please 2023. Citat din ea: "M-a ales pentru că... ... Puteți ghici de ce a ales-o Tekashi tocmai pe mâncare? Tekashi pe tine, da. A. M-a ales pentru că sunt Bia Khalifa, nu pentru că seamăn cu Nicki Minaj. B. M-a ales pentru că în rest erau numai niște sărace pe acolo, normal că pe mine m-a ales. C. M-a ales pentru că a văzut că toată atenția era pe mine și restul erau invizibile, da. Sau D. M-a ales pentru că vrea să facem un mixtape împreună." Răspunsul meu este D. Eu cred că au vrut să facă un mixtape împreună. Eu cred că erau mai sărăcii pe acolo și Bia Khalifa era cea mai de Doamne ajută. Se poate, dar răspunsul corect este A. M-a ales pentru că sunt Bia Khalifa, nu pentru că seamăn cu Nicki Minaj. Dar n-are niciun sens această propoziție, cum adică? Da, știu, nici pentru mine n-a avut și în articol nu... Întocmai! Like, nu ne dă niciun context. Nu spune că unde era, scria tu ales că semeni cu Nicki Minaj sau ceva. Dar nu. Parcă știam, parcă auzisem ceva cu Nicki Minaj. Eu credeam că e invers, m-a ales pentru că semăn cu Nicki Minaj. O anumită cântăreață a postat un TikTok în care în timp ce dansa, cânta următoarele versuri. Hei, prinde-te în balans, intră în dans, 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 nu pierde niciun pas, intră în dans, dans, dans. Ne vedem mâine seară la Mozzafiato pentru un party pe cinste. La noi, weekendul începe marți. Mua! Vă pup, Tsuki! Mozzafiato. Măi, mie, am văzut recent ceva cu Mozzafiato. Asta e un TikTok de la restaurantul Ursu Carpatim Brașov. Nu, aia este... de fac paste în pahar. Este chiar o cântăreață, chiar pretty big. Dacă vreți vă dau un hint, nu este singurul TikTok de acest fel pe care l-a făcut. Mai are unul tot foarte aerian, cu începutul iernii, cu venirea iernii. Cred că... Tsuki, da, asta cu Tsuki e foarte... Este îmbrăcată cu o șapcă și cu un tracksuit negru. Dacă vă ajută să vizualizați... Este o cântăreață de muzică ușoară sau de manele? Este o cântăreață de muzică ușoară. Răspunsul meu este Cerebel. Maria are perfectă dreptate. Dar e Tsuki, e Tsuki. Oh my Loredana Bruza zice Tsuki. Bă, m-am gândit prima oară la ea, dar... așa, vă pup. Eu m-am gândit prima oară la ea, dar nu credeam că a ajuns la nivelul în care să facă TikTok-uri de promo că cântă la Mozzafiato. Uite că a ajuns. Dar ia că vă dau și eu un test cu bârfe mondene adevărate. Ia, zi. Dacă nu știu, îți scad la mine un pic și îți dau ție unul. Bine, hai că mă gândesc. Stai așa să mă gândesc la o bârfă mondenă. Vrei recentă sau mai veche? Cum vrei tu, că eu mă pricep. Ce prezentatoare celebră a unui show TV fenomen în România a postat pe canalul său de YouTube un vlog în care povestește despre cum a fost înșelată de soțul ei? A fost înșelată de soțul ei? Cornelia Catanga. Nu. Monica Tatuiu. Andreea Antonescu. Nu știu. Canalul de YouTube, fii atent. Dar ce te ajut? Dar Vandici n-a fost înșelată, că știu că ea a avut ceva în zona asta, dar nu e ea. Nu știu. Răspuns final? Gabriela Vrânceanu Firea. Greșit. Răspuns corect? Ilinca Vandici. Și ți-am zis săptămâna trecută, am vorbit despre asta. Dragi prieteni, vă mulțumim că v-ați uitat la faimosul show Ești mai prost ca Silviu Faiăr. Maria Zvâncă, îmbrăcată în Cristina Ich, nu este mai proastă ca Silviu Faiăr. Ar fi și culmea. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Urmăriți-o pe Maria pe Instagram, pe YouTube, pe TikTok, pe Biriel. Urmăriți-o pe stradă! Dați like, dați subscribe, mulțumim foarte mult Bușu pentru mare plăcere prezentare și pe trânsul găsiți pe Instagram. Pupici, toate cele bune, ne vedem în următorul cu un invitat foarte interesant. Cristina Ich.